Compania OMV Petrom nu se lasă intimidată de încercările românilor de a boicota și a face o mișcare de amploare pentru și face o mișcare de amploare pentru a-și impune poziția în țara noastră, astfel că OMV a depus la Agenția Națională pentru Resurse Minerale alături de Romgaz declarația de comercialitate pentru proiectul de producție a gazelor din Marea Neagră. Investiția totală este estimată la 4 miliarde de euro. Declarația de comercialitate constituie etapă premergătoare înaintea deciziei finale de investiție. OMV Petrom, operator al proiectului Neptun Deep, confirmă depunerea declarației de descoperire comercială de către titularii concesiunii. Declarația de descoperire comercială reprezintă un pas intermediar în procesul de luare a deciziei finale de investiție și începerii dezvoltării. Investiția totală a titlurilor pentru dezvoltarea proiectului a fost estimată până la 4 miliarde de euro. În contextul îndeplinirii tuturor pașilor procedural decizia finală de investiție este estimată pentru mijlocul anului 2023 iar prima producție de gaze pentru începutul anului 2027 au declarat oficialii OMV Petrom Se estimează că decizia finală va fi luată la mijlocul anului următor va dura însă ceva timp până la efectuarea primei producții a gazului care va veni abia la începutul anului 2027 Ministrul Energiei Virgil Popescu le-a celor două companii termen până la finalul acestui an pentru ca acestea să cadă la un comun în ceea ce privește valoarea zăcămintelor. Producția gazelor din Marea Neagră este întârziată cu aproape un deceniu față de momentul descoperirii zăcământului Neptun Deep din cauza neînțelegerilor dintre autorități și companiile concesionare. Inițial, zăcămintele din Marea Neagră fusese concesionate către OMV Petrom și Exxon Mobil, o companie din SUA care ulterior a decis să vândă acest drept către RomGaz, companie cu capital majoritar de stat. OMV Petrom a fost în ultimele zile pe buzele multor românii care au decis să boicoteze. Compania austriacă după ce România a primit un vot negativ din partea Austriei pentru aderarea la spațiul Schengen, OMV Petrom este cea mai mare companie integrată de energie din sud-estul Europei.